Bine v-am regăsit, dragii mei! Începe o nouă ediție Medicina Live. Nu uitați, suntem și online pe www.tv-h.ro și pe Facebook la Medicina TV. La început de ediție doresc să aduc în fața dumneavoastră un apel umanitar pentru Nepal, apel umanitar pe care Crucea Roșie Română îl lansează către noi. Vă invit să fiți alături de noi, de victimele cutremurului din Nepal, știm întreaga poveste. Pe întreaga durată a ediției veți avea afișate pe micul ecran cele două conturi, în lei și euro, unde puteți să faceți donații în funcție de cât vă ține pe dumneavoastră bunătatea, calitatea umană, pentru că există oameni aflați în necaz. Așa că vă invit să urmăriți cu atenție această ediție, iar colegii mei vor rula aceste două conturi pe micul ecran, în lei și euro, BRD, Agenția Piața Romană. Acestea fiind spuse, vreau să vă prezint invitata mea de astăzi și subiectul de astăzi, unul foarte important, cu foarte multe semne de întrebare, psoriazisul vulgar, o afecțiune care nu se vindecă. Ne răspunde dr. Dana Fătu, mulțumesc tare mult pentru prezență. Vă mulțumesc pentru invitație și eu. Un subiect pe care ni l-ați propus, dar înainte de toate își cer voia să ne spunem la pertu, pentru că suntem de aceeași vârstă aproape, cred că. Un subiect care afectează un număr considerabil de persoane, pentru că mediul în care trăim ne ajută oarecum să dezvoltăm aceste probleme. Exact, și numărul populației care suferă de psoriazis este în creștere de la an la an. Acum suntem undeva pe la 3% cu populația de pacienți care suferă de psoriazis, însă se pare că în decada care va urma va crește acest procent. Și sunt foarte mulți factori care contribuie la această afecțiune, de la factorii de mediu, cum e stresul, cum sunt infecțiile, anumite medicamente, anumite traumatisme, lucruri pe care uneori nu le putem preveni, nu le putem controla. Bun. Citeam o informație că peste 125 de milioane de oameni din întreaga lume se luptă cu această afecțiune, boală pentru care medicii admit că nu vor găsi prea curând leac. Noi încă nu avem un tratament definitiv pentru psoriazis. Tot ce există pe piață la momentul actual poate să țină boala sub control și într-adevăr poate să o țină foarte bine dacă pacientul este compliant și dacă acesta vine cum regulat la medicul dermatolog. Însă sunt și foarte mulți pacienți care renunță la lupta cu psoriazisul, ținând cont că este o boală pe viață. În momentul în care ești afectat de psoriazis, știi că vei lupta ani cu această afecțiune. Te rog să încercăm o definiție pentru cei de acasă, să înțelegem exact ce înseamnă această afecțiune. Sigur, în primul rând este o afecțiune cutanată cronică, de se întinde pe parcursul a mai mulți ani, caracterizată prin plăci eritematoase sau roșiatice, care sunt acoperite de scoame albicioase. Se localizează pe anumite zone, cum sunt coatele, scalpul, în principiu acolo le găsim, genunchii, dar la anumiți pacienți pot să apară generalizat, adică le găsim peste tot la nivelul pielii. Sunt și forme mai rare de psoriazis care afectează unghiile, de exemplu, și sunt bolnavi care vin la medicul dermatolog pentru onicomicoză, așa consideră ei, și apoi descoperă că de fapt suferă de psoriazis. De asemenea, psoriazisul poate să afecteze și articulațiile. Și iarăși mulți ajung la medicul reumatolog în speranța că vor găsi leac pentru afecțiunea lor articulară, când de fapt ei suferă de psoriazis, iar afecțiunea cutanată va apărea ulterior. Și uite, așa învățăm să mergem la medic atunci când ceva nu funcționează așa cum ar trebui la nostru organism, că mergi cu un gând și pleci cu altul, de fapt. Așa este, însă petrele de psoriazis se pot observa foarte repede, de aceea prezența la medicul dermatolog este imperios necesară de la primele semne. Deci orice roșeață, orice pată care apare pe corp, care ne mănâncă, da? O pată care este bine delimitată, care face cojițe, scoame, atunci clar poate să pună probleme de psoriazis și doar medicul dermatolog este cel care dă un diagnostic de certitudine, mai ales după ce a efectuat și o biopsie cutanată, iar rezultatul histopatologic ne spune clar despre ce afecțiune este vorba. Te întreb, știm să avem grijă de pielea noastră, așa în mare vorbind, ne dăm seama? Știm să avem grijă de pielea noastră, însă psoriazis este o afecțiune greu de tratat. Pacienții cu psoriazis trebuie să se ungă efectiv cu creme de 2 ori, de 3 ori pe zi. Și nici noi, populația care nu avem probleme cutanate, da, nu cred că am putea să facem lucrul ăsta în fiecare zi. Și atunci este greu să explici
unei persoane care suferă de psoriazis că va trebui să facă asta toată viața sau cât vor ține leziunile, pentru că leziunile pot dura săptămâni, luni, poate chiar și ani până când se remit. Bun. Acum, conform unor statistici, aproape 30% dintre persoanele diagnosticate cu psoriazis au o rudă de gradul 1 care suferă de această afecțiune. Da, se pare că această boală are un determinism genetic. Deși foarte mulți spun că nu au rude care să prezinte psoriazis, cu siguranță dacă ar alcătui arborele genealogic și-ar da seama că un străbunic are psoriazis. Sau poate dacă a avut psoriazis și măcar n-a știut că l-a avut. Da. Dar se pare că cei care au ambii părinți cu psoriazis au șansele de 40% de a dezvolta această afecțiune pe parcursul vieții. Deci acestea sunt persoanele cu un risc crescut. Crescut, dar cei care au în familie rude de, da, mm-hmm, care de gradul 1. Bun. Da. Acum, avem aceste rude, știm lucrul acesta. Ce avem noi de făcut? Putem preveni sau măcar putem menține această afecțiune în limitele normale, încât să nu o resimțim în viața socială? Exact. Există anumiți factori care declanșează psoriazisul. Poate fi vorba de stres și atunci este foarte greu să previn condițiile în care toți cred că ne lovim constant de acest factor psihologic, stresul, la locul de muncă, în viața socială și iarăși nu poți să îi explici unei persoane că ar trebui să evite stresul pentru că, din punctul meu de vedere, este imposibil. Infecțiile trebuie evitate pentru că o infecție poate să declanșeze psoriazisul, mai ales la copii. La tinerii sub 20 de ani pare că dezvoltă psoriazis după o infecție de căi respiratorii superioare, după o banală faringită, de exemplu. Medicația, cum ar fi medicamentele antihipertensive, iar majoritatea persoanelor de vârsta adultă dezvoltă boli coronariene și sunt nevoiți să ia aceste medicamente, cum sunt beta-blocantele. Și atunci lucrul ăsta iarăși poate să fie un factor declanșator pentru psoriazis. Bun. Acum, apropo de acest impact psihosocial, în legătură cu bolile, noi fie le ignorăm, fie facem un mare caz pe acest aspect și izolăm persoanele diagnosticate de diferite afecțiuni. Când vorbim despre psoriazis, pentru că știm foarte puține despre el, cred eu, cu atât mai mult avem o tentă de a pune deoparte persoanele care au semne, da? Ni se pare că ceva nu este în regulă, s-ar putea să pățesc și eu ceva. Este exact. Contagios? Există credința aceasta în rândul populației că este o boală contagioasă. Fiind vorba de niște pete care persistă mult timp pe corp, normal că poate să trezească, să spunem, suspiciuni în rândul persoanelor care nu sunt familiarizate cu sistemul sanitar. Da, da, da. Pacienții îmi povestesc că le este rușine să călătorească cu mijloacele de transport în comun, că se simt marginalizați, la locul de muncă se trezesc suspiciuni cu privire la starea lor de sănătate și atunci își au foarte multe concedii de odihnă. Calitatea somnului este afectată, încrederea în sine este scăzută. Și atunci, într-adevăr, impactul social este foarte mare pentru acești pacienți. Și, de fapt, din acest motiv, ei renunță uneori și la medicație. Ce ar trebui să înțelegem noi atunci când vedem o persoană cu aceste pete? Ce sunt ele, de fapt? Ce spun despre calitatea vieții? Sau dacă ne atrag nouă un semnal de alarmă, ai grijă la stilul de viață, așa cum spuneai, poate la alimentație, la comportament, la conduită. Dintr-un șoc, da, emoțional, putem dezvolta oricare dintre noi acest psoriazis? Nu oricare dintre noi, doar cei care au o predispoziție, un determinism genetic. Nu toți vom face psoriazis, însă, cum spuneam, este vorba de o mutație genetică și, la un moment dat, chiar dacă nu avem rude care să suferă de psoriazis, îl putem dezvolta în urma unui traumatism, cum spuneam, sau în urma unor medicamente. Sunt tipuri de psoriazis? Există tipul? Cel mai frecvent tip este psoriazisul vulgar, acela pe care îl știm cu toții, cum spuneam, de plăci placarde, da, care pot conflua, roșiatice, acoperite de scoame albicioase, dar există și psoriazis pustulos, dar poate să arate chiar ca o acne, dar distribuită pe tegument roșiatic, eritrodermic, în care absolut toată suprafața sau majoritatea suprafeței corpului este acoperită cu aceste placarde roșiatice și, în ultimul rând, psoriazisul care se asociază cu artrita.
psoriazică și pune foarte mari probleme și de diagnostic, dar iarăși aceasta scade calitatea vieții bolnavilor. Te întâlnești la cabinet cu multe cazuri? În fiecare zi. În fiecare zi? Sigur, există un pacient care vine pentru psoriazis. Acestea sunt pacienții care de foarte multe ori schimbă medicii dermatologi, văzând că medicația nu dă rezultate rapide, pentru că este un tratament pe termen lung, vor să vadă și a doua opinie. Și de aceea consultă mai mulți medici până ajung la convingerea că tratamentul este același, doar că trebuie... respectat și ținut pe termen lung. O să vorbim și despre tratament, pentru că este unul foarte important, însă din ceea ce ai studiat tu și știi tu, există o perioadă în care acest număr de diagnosticări cu psoriazis să fi crescut? În prezent avem mai multe persoane diagnosticate? Perioada, să spunem, e sezonieră, în sensul că iarna vin cei mai mulți pacienți care sunt diagnosticați cu psoriazis. Fie că sunt pacienți care nu se știau cu această afecțiune, deci o descoperim de novo, fie că sunt pacienți care au avut psoriazis, însă li s-au agravat leziunile. Unul din tratamente este reprezentat și de radiațiile ultraviolete. Tocmai de asta, vara, afecțiunea se vindecă mult mai ușor, leziunile se vindecă, da, pentru că ea va persista. Iarna se accentuează. Și totuși sunt persoane care pe timp de vară își acoperă, de exemplu, mâinile cu mănuși speciale pentru a le ține departe de soare. Este vorba de pacienți care au și alte dermatoze asociate, dermate de contact sau acest psoriazis pustulos care este iritant, iar soarele fiind și acesta un mediu, să spunem, iritant, sigur, poate să accentueze leziunile. Este iritant și pentru noi ceilalți, dacă stăm la ore nepotrivite la soare, dar aminte 12-16. Pentru... Așa este. Dar pentru să ne intre care în au minte. Deja o afecțiune. Da, trebuie să ne intre în minte acest interval pe care tu l-ai amintit, pentru că vine vara imediat și să fim puțin mai conștienți și mai implicați în sănătate, nu doar în faptul că... Dar este o veste bună pentru pacienții cu psoriazis, pentru că ei vor observa o ameliorare a leziunilor cutanate. Bun. Acum vreau să mergem la această o bună cunoaștere esențială. Citeam aici în articol că, iată, multe dintre medicamentele sistemice au efecte adverse grave și trebuie combinate sau luate prin rotație cu alte terapii pentru a maximiza eficiența și a minimiza efectele secundare. Foarte mulți pacienți vor tratament sistemic sau săturat de utilizarea acestor creme zilnic, care nu reprezintă o plăcere, recunoaștem, da, și vor tratament sistemic. Însă hotărârea o ia medicul dermatolog în funcție de severitatea bolii, cu cât plăcile sunt mai extinse, cu cât deranjează pacientul mai tare, abia atunci trecem la terapie sistemică și doar dacă celelalte metode nu au fost de niciun ajutor, pentru că au multe efecte adverse. Ele sunt tratamente imunosupresoare, deci care ne scad imunitatea, de asta putem să dezvoltăm tot felul de carcinoame grave, tot felul de infecții, cum ar fi tuberculoza. Și din acest motiv ne asigurăm că este singura soluție pe care o mai are pacientul respectiv. Este o afecțiune pe viață, cu un caracter imprevizibil, cumva? Da, pentru că poate să apară oricând, într-adevăr, mai mult iarna, dar poate apărea oricând. Nu putem preveni apariția lui dacă suntem, să spunem, avem o predispoziție de a-l dezvolta, însă se pare că un stil de viață sănătos, o alimentație sănătoasă, eliminarea pe cât posibil a stresului poate ajuta ca aceste episoade să devină mai rare. Ce înseamnă un stil de viață sănătos din punctul tău de vedere? Pentru că despre stilul de viață sănătos se tot discută în ziua de astăzi, despre eliminarea stresului. Avem deja câțiva factori pe care dacă i-am gestionat cum trebuie, probabil că am trăit mai sănătos. Despre stres, spui tu că nu crezi că e posibil să-l stăpânim sau să-l eliminăm din viața noastră. Cu alimentația ce facem? Pentru că și aici ele merg mână în mână. Dacă e stresat, nici corect nu prea te alimentezi. Foarte important pentru psoriazis este, importantă este obezitatea. Pentru că ele se asociază în sensul că obezitatea poate să grăbească apariția psoriazisului. Psoriazisul poate să determine obezitate și mai vorbim de tratamentele pentru psoriazis, cele sistemice, care iarăși determină o tendință la acumularea kilogramelor în plus. Așa că stil de viață sănătos alimentar înseamnă evitarea carbohidraților, în primul rând, evitarea prăjelilor, a alimentelor conservate. Pacienții și alcoolului. Tăi și alcoolul și fumatul probabil, și fumatul intră în aceeași categorie. Și alcoolul, sigur. Pacienții tăi respectă?
recomandările acestea? Sau mai sunt persoane care vin și spun că o viață am, o trăiesc așa cum pot și mă feresc de soare, pentru că, culmea, ne ferim de soare. Aud des persoanele care sunt diagnosticate cu psoriazis că nu stau la soare. Tocmai, uite, poate că greșim aici. Deci nu respectăm ceea ce ne spune medicul, pentru că asta e. Avem o viață, facem ce putem cu ea mai bine. Da, de multe ori nu respectă aceste indicații și de asta suntem nevoiți să le prezentăm, să spunem, dezavantajele altor terapii și poate unul dintre ei mai ce înseamnă o stare gravă sau o etapă gravă a acestei afecțiuni? Atunci când se extinde pe o suprafață mare corporală, atunci când afectează articulațiile, este vorba de un psoriazis instabil și este foarte greu de controlat terapeutic în momentul actual. Pacientul trebuie internat și monitorizat strict. Ce presupune această extindere? Cum afectează organismul? Pielea. Exact, da. Practic, toată pielea fiind roșie, pacientul resimte durere foarte intensă, prurit, adică mâncărime, tot așa foarte intensă, și este greu să-și găsească locul. Nu se poate odihni, nu se poate concentra la niciun fel de activitate fizică, intelectuală. Sigur, probabil că și hainele deja sunt deranjante pentru piele. Orice atingere irită și... Da. Te-am întrebat pentru că nu cumva să avem impresia că dacă este o depigmentare a pielii, lucrurile rămân chiar așa. Nu ne gândim că, ei, nu mai avem uniformitate, e ok, merge mai departe, dar lucrurile sunt mult, mult mai grave. Lucrurile pot fi grave și pot evolua dacă nu le ținem sub control. De asta trebuie să ne prezentăm cât mai repede la medicul dermatolog, pentru că există soluții locale care pot ține boala sub control. Bun, până să mergem mai departe, vreau să revin cu acest apel umanitar pentru Nepal. Poate că nu întâmplător avem o tematică pe dermatologie acum când vorbim despre acest aspect, pentru că în situații de criză, problemele de piele sunt și ele la ordinea zilei, pentru că nu mai avem igienă, nu mai avem alimentație, nu mai avem foarte multe lucruri. Și pentru asta vă invit să vă alăturați și dumneavoastră acestui apel umanitar pentru Nepal, înaintat de către Crucea Roșie Română. Avem afișate pe micul ecran două conturi pentru BRD, Agenția Piața Romană, conturi în lei și în euro, unde vă invit să faceți donații în funcție de cât puteți dumneavoastră. Puteți intra și pe site-ul www.cruciaroșie.ro, acolo aflați și mai multe detalii. Cred că știți bilanțul acestui eveniment. Peste 3200 de oameni au decedat, peste 5000 de rănți. Nu mai punem la socoteală tot ceea ce înseamnă condiții pentru adăpost, hrană și bun trai. Mulțumesc tare mult! Revin la tine, Dana. Ce presupune un tratament? Există o serie de variante. Prin faptul că dăm un search pe Google, avem deja o plajă de oferte, mergem prin magazine, avem tot felul de creme minune, mergem și aflăm tot felul de tratamente minune, mergem la un medic dermatolog cu o opinie, altul cu o altă opinie. Ce facem aici? Că am avut și eu curiozitatea să dau un search pe Google cu cuvântul psoriazis să văd ce apare și prima pagină cel puțin era ocupată de terapii naturiste. Asta denotă faptul că pacientul nu mai are răbdare, nu mai are încredere în medic și atunci preferă automedicația. Așa e. S-ar trata cu orice altceva decât ceea ce este prescris de medic. Însă, tratamentele în psoriazis sunt personalizate, adică se fac combinații de creme, cu combinații de terapie locală cu terapie sistemică, astfel încât să-i fie bine pacientului, ținând cont de condițiile lui de viață, de situația financiară, de ce nu, pentru sigur. Că psoriazisul are un impact socioeconomic foarte important, o să vorbim și despre sigur costuri dacă dorești. Și pentru unii pacienți este dificil să-și procure, să-și administreze tratamentul pentru psoriazis. Ce presupun aceste costuri? Dacă vorbim de un tratament local, costurile sunt mai mici pentru că e vorba de creme care se aplică o dată de două ori pe zi pe parcursul la câteva săptămâni sau luni. Însă, dacă trecem la tratamentul sistemic, aceste costuri cresc. Tratamentul biologic, care este cel mai nou tratament, costă, să spunem, sistemul de stat, sistemul sanitar, cam 1.000-2.000 de euro pe pacient. Pacientul, într-adevăr, nu trebuie să plătească pentru că este un program național și este decontat, dar pentru partea de buget costurile sunt imense.
pentru fiecare pacient și atunci folosim acest tratament doar în condițiile în care nu avem altă alternativă pentru bolnav. Bun, presupun că e bine să nu ajungem la această alternativă, dar să venim din timp. Așa cum spuneai tu la începutul ediției, avem câteva semne care ne trimit la medicul specialist. Poate alte semne și ajungem să aflăm că avem acest psoriazis. Tratamentul de început, ce anume ne garantează? Că oamenii caută garanții. Vindecarea nu o garantează, nu? Tocmai că tratamentul de început dă rezultate spectaculoase în primele zile, în primele săptămâni. După care leziunile intră într-o fază de remisie și apoi vor izbucni din nou. Deci pacienții sunt foarte încântați la început când observă că scoamele au fost decapate, deci da. Se dau la o parte toate crustele albe, că leziunile roșiatice se ameliorează, acest eritem nu mai este așa de vizibil și nu-i mai mănâncă pielea. Și atunci ei sunt foarte încântați și aici vine momentul în care renunță la terapie, crezând că și-au rezolvat definitiv problema cutanată. Ce înseamnă a continua terapia conform unui program dat? Există anumite scheme terapeutice, da. Cum spuneam, în funcție de severitatea bolii și pacientul odată pe lună trebuie să prezinte la medicul dermatolog pentru că în funcție de starea leziunilor schimbăm terapia dintr-una mai severă într-una de întreținere pe termen lung. Există persoane care vin și spun cam așa, iau tratamentul, am perioade în care problema dispare sau aproape că nu mai există, sunt perioade în care revine foarte urât și mă supără foarte tare, în condițiile în care este diagnosticat și sub tratament de foarte multă vreme. Există pe întreaga durata vieții aceste oscilații, să ne așteptăm la așa ceva? Da, însă pacienții care sunt de mult timp cunoscuți cu psoriazis știu cum să procedeze în momentul în care apar leziunile și nu le lasă să ajungă într-un stadiu avansat. Dar se întâmplă ca această afecțiune să aibă un caracter ondulant cu accentuări și ameliorări în anumite perioade. Spune-mi, te rog, ce înseamnă igiena potrivită pentru o persoană diagnosticată cu psoriazis. Ce fel de produse folosim? În principiu nu pot folosi orice fel de produse, trebuie evitate produsele iritante, ei merg numai pe produse dermatocosmetice, deci cele care sunt produse preparate și vândute în farmacii. Odată, plus cremele care sunt tot așa preparate în farmacii, creme care conțin substanțe active. În primul rând keratolitice, deci care dau scoamele la o parte și apoi cele care ameliorează eritemul. Deci nu pot folosi orice fel de produs și dacă doresc să încerce un produs nou, este bine să întrebe înainte medicul curant. Ce înseamnă calitatea hainelor, a materialului? Contează? Foarte puțin. Foarte puțin. În primul rând pentru că psoriazisul afectează scalpul, coatele, genunchii, adică zone care nu au contact foarte mare cu hainele. Deci nu ne facem puțin. O problemă în sensul acesta. Nu. Te-aș întreba dacă ar fi binevenită o soluție prin care să învățăm să gestionăm stresul în condițiile în care suntem diagnosticați cu psoriazis. Ar trebui să existe o colaborare cu un psiholog în sensul Există acesta? Colaborări cu psihologii. Noi suntem foarte apropiați de ei și trimitem pacienți, mai ales pe cei care sunt într-un stadiu incipient, care adoptă atitudinea de negare, nu da. Vor să realizeze și atunci îi trimitem către un psiholog pentru a-și lămuri anumite aspecte și a se convinge că este o boală cu evoluție imprevizibilă, însă cu care pot trăi și dacă știu să o gestioneze corect, calitatea vieții crește. Putem spune că este și o boală gravă? Putem vorbi despre ea în acest termen? Având în vedere că numărul persoanelor care suferă de această boală este în creștere, având în vedere că stima de sine, încrederea de sine a oamenilor este scăzută, da, pot să spun că este o afecțiune gravă și poate că nu te omoară psoriazisul, dar îți afectează atât de mult încrederea, psihicul, curajul, viața. Psihicul, încât... Îmi spui că numărul este în creștere. Da. Ne gândim că factorul genetic are foarte mult de spus. Am clarificat acest lucru, însă... Și factorii de mediu. Da, însă factorii de mediu cred că sunt pe primul loc. Din moment ce numărul persoanelor iese în creștere, înseamnă că ceva nu merge bine în societate, în general. Suntem din ce în ce mai agitați. Poate fi vorba în psoriazis de anumite evenimente șocante, un divorț, un accident, un deces. Moartea, exact, cuiva drag. Uite, o catastrofă cum e cea din Nepal. Din Nepal, exact.
dar se pare că e vorba mai mult despre terenul anxios, adică anxietatea pe care o resimțim zilnic, și atunci este mult mai bine să vorbești cu un psiholog ca să atenuezi un pic și problemele de natură psihologică. Acceptă pacienții să meargă la un psiholog? Pacienții acceptă orice propunere, sunt foarte deschiși pentru că îi afectează mult această boală. Bun, vreau să mergem la cei mai micuți. Ce facem cu cei mici? Părinții aici trebuie să aibă foarte mare grijă pentru că ei nu au discernământ încă să-și dea seama ce se întâmplă cu pielea lor și cu organismul lor. Ce înseamnă atenția părintelui în acest caz? Părintele trebuie să analizeze cu atenție tegumentul copilului, adică din cap până în călcâi, și momentul în care observă orice fel de modificare la nivelul pielii, orice pată, orice roșeață, să se prezinte la medicul dermatolog. Forma de psoriazis la copii este una cu prognostic bun, pentru că se poate rezolva repede și să nu mai apară niciodată, însă sunt și forme cu evoluție brutală care afectează foarte mult viața acelui copil. Cât de mult depinde de noi ca părinți sau ca specialiști, ca oameni, ca acest copil să fie încadrat la prima categorie pe care tu mi-ai spus-o. Adică să vindecăm, chiar să nu mai revină această problemă niciodată. Venim din timp la medic, care e traseul? Se vine din timp la medic, se urmează tratamentul conform indicațiilor și foarte important este să rămâi la același medic, pentru că acest alergat din medic, din clinică în clinică, dăunează foarte mult copilului, care nu mai înțelege de ce este plimbat de colo până încolo, nu înțelege de ce are leziuni care nu se mai vindecă. Și atunci atât părinții cât și copilul intră într-o stare de depresie și iarăși renunță la tratament. De unde acest alergat? Că în general, nu doar cu copiii, și adulții alergă din medic în medic. Venim prea târziu la un medic, indiferent care ar fi el, și așteptăm soluții la fel ca pe cele din primele stadii. Nu avem încredere în sistemul medical românesc în general, nu știm exact ce ne dorim cu adevărat, nu stăpânim o informație, nu avem o comunicare bună cu medicul sau medicul cu noi. În ziua de azi cred că avem din ce în ce mai puțină răbdare, poate și noi ca medici cu pacienții, dar și pacienții cu medicii. Se pare că de la 1 mai or să fie introduse acele carduri de sănătate în care pacientul nu va mai fi nevoit să meargă la medicul de familie pentru a obține bilet de trimitere și poate veni direct la medicul specialist, ceea ce e un lucru foarte bun din punctul meu de vedere, pentru că se ajungea să aștepți la cabinetul medic 3, 4, 5 ore și atunci în momentul în care pacientul știa că trebuie să vină la medic, își lua o zi liberă, dar nu era deloc încântat de ideea asta. Acum să nu stăm la coadă la medicul specialist, să stăm 3-4 ore la medicul specialist dacă tot avem cardul și venim direct la medicul specialist. Da, nu cred că o să mai fie coada asta și în momentul în care pacientul va vedea că în medic practic găsește un prieten, cineva care este aproape și care are tot interesul să-l vadă bine, să-l vadă vindecat, atunci cu siguranță se va prezenta mai bine. Eu te întreb, pentru că ești un tânăr medic al României, crezi că dacă relația medic-pacient ar fi mult mai bună, și eu cred că ea este de fapt, însă modul de prezentare al ei nu prea bate cu realitatea, prevenția ar merge și la noi în țară, ar veni oamenii mai din timp, n-ar lăsa pe ultima sută tot ceea ce înseamnă sănătate, pentru că, așa cum ai spus tu, e coadă, medicul nu mă primește, nu are chef de mine, este obosit. Probabil că și medicul este obosit, că are de rezolvat doar cazuri pe ultima sută de metri și nu are ceva de dialogat, că poate de multe ori umblăm la psihic și am terminat povestea. Corect, suntem din ce în ce mai puțin medici și numărul bolnavilor este în creștere. Da, așa fie e. Că e vorba de psoriazis, fie că e vorba de orice altă boală. Și atunci, fiind puțin medici, este foarte dificil să reușești să și vezi bolnavul, să-i și recomanzi un tratament și în același timp să ai și o relație, o comunicare extrem de bună. Da? Fiecare pacient este diferit, noi suntem unul singur. Atunci un pacient este mai volubil, mai optimist, altul este mai supărat, trist, da? Chiar nervos. Dacă e vorba de ceva cronic, care îl supără de foarte mult timp. Și atunci este greu să te mulezi pe caracterul și pe atitudinea fiecăruia.
Așa e, într-adevăr. Dar sunt convinsă că dacă am fi mai apropiați de pacienți și ei ar veni mai... avem mai mare deschidere la noi. Așa e, avem puțin de lucrat pe latura asta umană și apoi și la componența asta socială, pentru că aveam câteva informații zilele trecute prin care numărul de pensionari a depășit numărul de tineri cu foarte mult. Avem câteva semne mari de întrebare. Suntem o populație îmbătrânită și o să îmbătrânească în continuare. Chiar mă întreb cum vom arăta peste 10 ani, cine va susține, practic, cine va plăti pensiile celor în vârstă. Ei, da, așa e. Nu intrăm în subiectul acesta pentru că e unul mult mai delicat și nu face tema noastră de astăzi. Însă, până să vedem noi ce se întâmplă peste 10 ani de zile în România, mergem către Nepal prin acest apel umanitar lansat de către Crucea Roșie Română, care se alătură Federației Internaționale de Cruce Roșie și Semilună Roșie, pentru că sunt oameni ce au nevoie de ajutorul nostru. Există două conturi, în lei și euro, deschise la BRD, Agenția Piața Romană. Donați cât puteți dumneavoastră, pentru că sumele colectate vor fi direcționate pentru susținerea ajutorului de primă necesitate și se vor concentra pe adăposturi temporare, restabilirea furnizării apei potabile și a facilităților sanitare, precum și oferirea de hrană, asistență medicală și suport psihologic populației afectate. Avem o serie de factori care ne îndeamnă să venim către acest apel umanitar. Întrebarea ar fi, pe care am adresat-o astăzi cuiva, ce s-ar întâmpla cu România dacă am fi într-un astfel de context? De obicei nu îmi place să mă pun în astfel de situații și aș vrea ca să înțelegem că cu cât suntem mai darnici, cu atât vom avea o mulțumire spirituală mult mai mare. Și încurajez pe toți să se alăture acestei inițiative. Mulțumesc tare mult! Revin la tematica noastră, acest psoriazis vulgar, o afecțiune pe viață cu un caracter imprevizibil. Tocmai că este imprevizibil, ar trebui să ne ținem de tratament și de sfatul medicului. Tocmai că este imprevizibil, ar trebui să mergem mai des la medic atunci când observăm ceva, pentru că s-ar putea să nu-l considerăm psoriazis. De fapt, majoritatea nici nu știu care este afecțiunea de care suferă. Cum spuneam, dacă îi anunți că au psoriazis, neagă inițial, nu se poate, nu este adevărat, după care se obișnuiesc cu ideea, dar își administrează singuri diverse preparate găsite prin farmacii pe net. La ce risc ne expunem prin această automedicație? Riscul este, în primul rând, legat de faptul că nu vindecăm leziunile și iarăși se acumulează frustrări, se acumulează neîncredere și lipsa, să spunem, complianței la tratament. Da, într-adevăr. Vreau să reamintim pentru cei de acasă care ar fi semnele, simptomele care ne îndeamnă să venim la medicul specialist. Bun, deci în primul rând semne locale, adică plăci, placarde, eritematoase, roșiatice, care sunt acoperite de scoame și de fii albicioase, în special la nivelul scalpului, coatelor, regiunea presacrată, genunchilor, dar poate să apară și la nivel unghial. Și atunci îl putem confunda cu altceva, cum ar fi micoza unghiilor. Dacă avem dureri articulare pe care nu le putem lega de nimic, dacă suntem tineri și avem dureri articulare, atunci ne putem gândi și la această variantă, mai ales dacă avem în familie persoane care suferă de psoriazis. Vreau să îmi confirm sau să-mi infirmi o afirmație sau dacă nu, măcar să o comentăm. Cei care se confruntă cu acest psoriazis sau cu artrita psoriazică sunt predispuși să dezvolte alte afecțiuni, precum diabet, boli cardiovasculare, obezitate sau atac cerebral. Da, psoriazisul este legat de foarte multe boli cronice, de boli metabolice, de afecțiuni cardiace și persoanele care fac psoriazis trebuie să fie mult mai atente, cum spuneam, la stilul de viață pentru a nu dezvolta și alte probleme. Sunt foarte, să spunem, legate una deci de alta prin factorul imun, în primul rând, prin factorul metabolic. Da. Deci sistemul imunitar este pus sub un risc.
Exact, da. Și mare de asta și tratamentele sistemice pentru psoriazis sau rol imunomodulator, exact. Adică să scadă imunitatea, să moduleze factorii de inflamație. Și de asemenea sunt o serie de studii conform cărora prin acest diagnostic crește riscul de a dezvolta anumite tipuri de cancer la celulele scaumoase și limfom. Sper să zic bine. Cele scaumoase și limfom. Un cancer de piele. E adevărat? Pentru că, de fapt, pericolul, fără să recunoască unii sau alții, face în psoriazis, ne gândim imediat la un cancer de piele. Îl avem acolo în subconștient. Trebuie să ne gândim că orice mutație la nivelul organismului poate să determină modificări în ADN și asta înseamnă până la urmă așa se produce carcinogeneza. Că este vorba de un cancer hepatic, că este vorba de un cancer gastric, e clar că e vorba de mutații la nivelul ADN-ului celular. Așa se întâmplă și în psoriazis. Au loc diverse mutații la nivelul celulelor, keratinocitelor și poate să dezvolte într-un carcinom squamocelular, dar se întâmplă foarte rar. Deci e rar, da? Sigur, este foarte rar. Și ajungem totuși în acest stadiu, în momentul în care nu respectăm tratamentul, în momentul în care nu mergem la timp la medic, în momentul în care, deși luăm tratamentul, nu eliminăm anumiți factori sociali sau naturali din viața noastră, cum în am zis. În principiu, cel mai important este tratamentul. Un tratament corect efectuat duce la remisia leziunilor cutanate. Dacă o leziune cutanată persistă, nu se vindecă cu niciun fel de tratament, atunci se biopsiază pentru că s-ar putea, într-adevăr, ca peste acel psoriazis să se fi suprapus o altă afecțiune, poate chiar neoplazică. Se discută în lumea medicală despre descoperirea unui leac în această afecțiune? Discuții sunt tot timpul pe partea de psoriazis. Momentan, cea mai avansată tehnologie pe care o avem este terapia biologică, care folosește produse de sinteză, însă ce simulează celule normale ale organismului nostru, cum sunt TNF-alfa. Și atunci, în momentan, rezultatele sunt extraordinar de bune cu acest tratament, bineînțeles dacă ținem cont și de efectele adverse. S-au dat oare ceva răspunsuri? Pentru că la fiecare afecțiune care nu își găsește încă un leac în lumea noastră modernă, se găsesc tot felul de factori declanșatori în organism. Ce anume din organism declanșează această afecțiune? Unde se produce declicul în momentul în care ea apare? Sunt teorii pe subiectul acesta? Tocmai că sunt atât de multe teorii și încă nu s-a găsit absolut nimic clar. Deci nu avem o definiție sau nu avem o etiopatogenie clară a psoriazului. Nu putem spune că psoriazul este cauzat de. Noi încercăm să-l privim din toate punctele de vedere și să eliminăm toate cauzele pe care le cunoaștem la momentul actual. Însă cu siguranță se va merge foarte mult pe partea de inginerie genetică în încercarea de a găsi soluții optime și rapide. Ce ar trebui să înțeleagă pacientul diagnosticat cu psoriazis? Ideile pe care el ar trebui să le rețină pentru a ține în limite normale această afecțiune? Pacientul, dar și ceilalți, din apropierea pacientului sau cei care poate ne urmăresc acum, trebuie să știe că nu este o afecțiune cutanată contagioasă, să nu marginalizeze acești pacienți, dimpotrivă, să fie foarte apropiați și să încerce să-i ajute să treacă mai repede peste acest stigmat până la urmă. Da? Poate este mult mai ușor să trăim cu o afecțiune tip hipertensiune arterială care ne pune viața în pericol, așa e, decât să trăim cu o afecțiune care se vede pe piele, da? Pe care oricine poate să o vadă cu ochiul liber. Da, cred că oricum, în general, toți cei dintre noi care suntem diagnosticați cu afecțiune cronică o ducem mai greu pe picioare. Că o arătăm sau nu o arătăm, asta este partea a doua. Însă e bine ca ceilalți sănătoși, așa cum ne numim noi a fi sănătoși, deși și sănătatea asta în ziua de astăzi e cu duș și-n tos, așa e, să-i susținem, da? Să le arătăm că lucrurile merg mai departe și așa. Deși sunt cazuri în care oamenii au găsit puterea interioară de a se vindeca de boli foarte grave, la care încă noi nu am găsit răspunsuri. Corect, suportul moral este cel mai important din punctul meu de vedere, comunicarea cu medicul și prezentarea din timp.
la consult. Tot despre suport moral, vorbim și acum în acest apel umanitar pentru Nepal, pentru început un suport moral prin faptul că vă aducem în atenție această informație. Pe dumneavoastră vă invit să îl transformați într-un suport cât se poate de concret, prin donații în cele două conturi în lei și euro deschise la BRD, Agenția Piața Romană, conturi pe care le veți vedea și acum le vedeți afișate pe micul ecran. Mai avem câteva minute, vă rog să le notați și mâine revenim cu această informație. De asemenea, o puteți găsi și pe site-ul televiziunii www.tv-h.ro și pe site-ul www.cruciaroșie.ro. Apel umanitar pentru Nepal, lansat de către Crucea Roșie Română, care se alătură Federației Internaționale de Cruce Roșie și Semilună Roșie. Vă readuc în atenție faptul că și vă reamintesc că susținem acest ajutor pentru a restabili furnizarea apei potabile, a facilităților sanitare, precum și oferirea de hrană, asistență medicală, suport psihologic și adăposturi temporare. Mulțumesc tare mult pentru prezența de astăzi. Și eu îți mulțumesc mult pentru invitație. O tematică despre care mă bucur că am vorbit, pentru că există foarte multe semne de întrebare și eu sunt de părere că e bine să mergem la medicul specialist și mai apoi, dacă vrem neapărat, să mai dăm și un search pe Google. Pentru că de asta avem medicii din România care sunt foarte buni, școala românească încă este foarte lăudată, numai că noi așa din toate timpurile am știut să facem spectacol din lucrurile negative din viața noastră. Da, și sunt foarte multe persoane care profită, cum spuneam, de pe urma neîncrederii, disperării la care ajung pacienții cu psoriazis. Bun, mulțumesc tare mult, te reinvit aici la noi. Reținem, stilul de viață are ceva de spus clar în noastră sănătate. Este foarte important în orice problemă și culmea și în afecțiune cutanate. După amiază bună, mulțumesc tare mult. Dragii mei, noi ne revedem mâine la aceeași oră aici la Medicina Live. Până atunci vă doresc să aveți parte de sănătate și vă readuc în atenție www.tv-h.ro și www.cruciaroșie.ro. Acolo găsiți cele două conturi în care puteți să faceți donații pentru apelul umanitar pentru Nepal. La revedere! Viral Online, de luni până vineri de la ora 22 la TVH. Astăzi de la ora 19, o lume sub lupă. Marți la ochiul de veghe. Ochiul de veghe, de luni până vineri la ora 20. O moștenire de câteva milioane de euro poate să dezbine foarte ușor o familie. Că ține-și gura ta! Bravo! Știi cât e? Cât e? 10 milioane de lei! Mai ales dacă în familie există un secret bine păstrat de 10 de ani. Gata, Mixu, gata, haide, gata! O, Zarin! Voi? Seamă poliția! O nouă ediție foarte, foarte bogată. Miercuri de la ora 20:30, nu pierdeți reality show-ul Secrete Spulberate, doar la TVH. Cheia Sol, un comic de situații și încurcături pe portativul imaginat și regizat de Carmen Fulger. 10% fiecare. Cu fetele ne mai gândim. Voi cânta cu toată dragostea. Cântați! Poate se deschide. Should I go, should I go, go to India. India. Domne,
parcă erau extraterestri. It's about a guy who wanna laugh, you wanna cry. Unde au stat ăștia? Cine i-a ascuns? Trebuie să ajung în sala de spectacol. Mulțumesc. Deja s-a terminat festivalul. În distribuție, Octavian Ursulescu, Adriana Trandafir, Adrian Păduraru, Doina Ghițescu, George Grigore și vedete din showbiz, serialul Cheia Sol. Cheia Sol! În fiecare joi de la ora 21:30, doar la TVH. Duminică, 3 mai de la ora 13:30, în sala de spectacole Haret din București va avea loc concertul de muzică populară Gheorghe Roșoga, un vers, o lacrimă și un cântec de joc. Vă așteptăm cu drag la o sărbătoare a cântecului și jocului românesc cu participarea celor mai valoroși interpreți din toate zonele țării: Elisabeta Turcu, Radu Ciordaș, Aneta Stan.